Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când lumea bârfește pe seama ta. Partea a doua. Când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Proverbe, capitolul 26, versetul 20. În ce privește bârfa, ține cont de următoarele. 1. Când este necesar, confruntă-te cu bârfitorul. Dacă ofensatorul este creștin, bazează-te pe acest verset. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Matei, capitolul 18, versetul 15. Scopul tău, atunci când îl confrunți, nu este să dovedești că a greșit sau că ai avut dreptate, ci să aduci împăcare și să păstrezi unitatea în familia lui Dumnezeu. Ai grijă la tonul vocii. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Rămâi la fapte. Fără a-l pune în defensivă, încearcă să găsești o soluție care să pună capăt bârfei și să repare daunele. Dacă e dispus să-și recunoască partea de vină, fii gata să ierți. Dacă nu, iartă-l oricum, spre binele tău și de dragul lui Dumnezeu. Nu uita, el poate fi în continuare fratele tău fără a fi neapărat prietenul tău de nădejde. De ce să mai ții cont? 2. Nu lăsa ca bârfa să-ți micșoreze stima de sine. Dacă stima ta de sine depinde de ceea ce spun ceilalți, mereu te vei simți atacat și doborât. Lasă ca stima ta de sine să-și aibă temelia pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre tine. Indiferent de imperfecțiunile tale, Biblia spune că ești răscumpărat de Domnul, conform Psalmului 107, versetul 2, acceptat în prea iubitul lui, Efeseni, capitolul 1, versetul 6, ești neprihănirea lui Dumnezeu în El, în Hristos, conform 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Concentrează-te asupra părerii lui Dumnezeu despre tine. Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, versetul 20 din epistola lui Iuda, în ciuda părerii celorlalți. Și de ce să mai ții cont? Un al treilea lucru, nu-i judeca pe alții după zvonuri. Fie că bârfa are la bază adevărul, fie că e falsă, intenția ei este mereu să prăpădească. Ioan capitolul 10, versetul 10. Nu face lucrarea satanei.